Localnicii din zona de nord a județului Tulcea au primit un mesaj ro alert în miezul nopții în care li se recomandă să se adăpostească. În cursul nopții, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj ro alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea după ce structurile cu rol de apărare și monitorizare a spațiului aerian de frontieră au reperat un grup de drone care se îndreptau către ținte de pe teritoriul ucrainian aflate la granița cu România. Astfel, mesajul transmis către populație face un apel la calm, iar în cazul în care cad obiecte din spațiul aerian să respecte recomandările de adăpostire și de autoprotecție transmise prin mesajul RoAlert, a transmis ISU Tulcea. Radarele au indicat că una dintre drone ar fi intrat în spațiul aerian al României pentru o perioadă de cel mult 3 minute în zona de frontieră cu Ucraina, a transmis Ministerul Apărării.